Ambiții de titlu ale CFR-ului s-au prefăcut repede în scrum la Târgu Jiu, adică în locul de coșmar unde nu au mai reușit să câștige din 2007. Nici aseară clujenii nu au scăpat de complexul numit Pandurii. Trupa lui Grigoraș a deschis scorul chiar înainte de pauză prin fostul atacant al rivalilor de la Universitatea Cluj, Valentin Lemnaru, după o gafă uriașă a portarului Fernandez. Pentru mine înseamnă foarte mult Universitatea Cluj, o echipă unde m-am lansat și mă bucur foarte mult că am scris împotriva CFR-ului. După 3 meciuri în care am jucat cu o repriză, în sfârșit a venit al 4-lea meci în care am jucat pe toată durata partidei la un nivel destul de ridicat sau chiar ridicat, pentru că am avut în față un adversar extrem de valoros, extrem de puternic. Pandurii au avut motoarele turate și în repriza a doua, iar brazilianul Cardozo a înfipt fumnalul decisiv clujenilor în minutul 70 cu o lovitură de cap perfectă. Titularizat în premieră în acest sezon, Cardozo a prins aripi după ce soția sa a venit special din Brazilia ca să-l încurajeze. Mă bucur că am dat un gol seara asta și, cum am zis, principalul e 3 puncte, pentru că am dat gol, mai toți câștigă și dedică golul ăsta pentru soția mea și pentru băieți. A venit și soția, acum este mai liniștit și s-ar putea să lucrurile se decurgă normal în continuare. Pandurii și-au păstrat avantajul până la final, iar candidații la titlul din Cluj au fost nevoiți să plece cu coada între picioare din orașul lui Brâncuș. A fost la 6-a victoria gorjenilor din 13 întâlniri cu CFR-ul, astfel că reputația de naș rămâne în picioare. Cred că da, n-au mai câștigat de mult, bine, au mai câștigat pe acasă, dar în rest avem rezultate bune cu ei. Victorie meritată după jocul care l-am prestat, suntem bucuroși că am obținut cele 3 puncte. Felicit colegii, pe noi toți, a făcut un meci bun. Mă simt umilit de jocul echipei, pentru că dacă facem așa o mică analiză, în primele două etape am jucat foarte bine și am marcat câte 2 goluri pe partidă și puteam să mai marcăm și în următoarele două, după acea pauză de 2 săptămâni, am primit câte 2 goluri și n-am marcat niciunul. Și pe fondul unui joc slab, deci trebuie să recunosc că azi Pandurii a fost mai bună ca noi. Sperăm să ținem cât mai mult, să ținem această tradiție și să încercăm să în retur să ne batem pentru puncte și la Cluj. Victoria extrem de importantă, victoria extrem de prețioasă. Nu multe echipe vor câștiga contra CFR-ului, vă garantez de fapt, acum este o echipă foarte bună. Pandurii a urcat în clasament în fața CFR-ului, dar și a celor de la Vaslui.